Dumnezeule, ce s-a fi întâmplat? Cred că a venit poliția. Crezi că i-a chemat Dana? Sigur, sigur i-a chemat Dana. Ah. Fica ah. Sofie! A plecat atât de bine asta. Ah. Dar aș vrea să știu ce se întâmplă acolo. Angelo, poate că... Shh. Poate auzim ce se întâmplă. Ah. Cred că m-am înșelat. Legătura cu ce? Dacă era poliția, trebuia să fie mai multă agitație după împușcătură. Aul! N-are sens. Nu cred că mai rezist. Ce-ai, Manuela? Ți-e rău? Da, mi-e foarte rău. Idiotule! Nu puteți mai un pic de răbdare? Acum te și în grob. Ai meritat să te las aici, să mânce ciorile. Acum te împuți. Alo? Sergiu? Alo? Alo? Vorbește, îmi fac griji. Alo, n-ai mai dat niciun semn de viață. Sergiu, zi ceva. Alo? Alo?
Alo, zi ceva, mă auzi? Alo? Nu trebuie să ne explici nimic, Tudor. Da, tată. Te liniștiți. Nu e omorât pe bebeluș. Suntem siguri că nu. Știm că nu ești vinovat. Nu ne-am îndoit nicio clipă de asta. Oricum, nu ar trebui să te mai gândești acum la asta. Ți-ai revenit. Acum te simți mai bine. Ar trebui să te odihnești. Mă odihnesc, dar... Dar? Trebuie să știu ce e nepotul meu. Trebuie să știu dacă e bine, cum se simt, unde e. E foarte bine. E cu Mihaela. Tata? Ce s-a întâmplat? Mai adormit. Da? Da. A fost teamă pentru mine? Foarte mult. Ne gândeam că o să ne părăsești și tu, așa cum a făcut mama și Anastasia. Nu, Ștefan. O să vă părăsesc niciodată. Ne-a rugat în fiecare zi să nu mori. Și cred că Anastasia ne-a auzit rugăciunile și te-a ajutat. Știi că da. Anastasia a fost tot timpul aici. Ea a avut grijă de mine. Suntem fericiți că ești mai bine. Oh, oh, oh. Ce este? Trebuie să am grijă că se pot desface copcile. Operație. Dragul meu. Tu nu zici nimic? Ți-ai epuizat discuția cu Dana, cu Sofana? Și eu sunt frat. Mai bine îți dau foc. Așa, și ce-i copilul meu? Te rog, știu. Hai, termină. Cretinul are nevoie urgent să o vadă un doctor. Lasă-o să plece de aici. Să-i dau și cheile de la mașină. Și pistolul. Cât de prost mă crezi? Hai să facem o înțelegere. Lasă-o pe ea să plece, că nu o să spună nimic polițiștilor. Nu-i așa? Așa e. Jur că nu o să scot un cuvânt. Te rog. Ai milă de copilul meu. Te rog. Te rog. Așa e soarta, dragă. Ce soartă? Așa e dat, poate. Să nu se nască. Rezistă. Ileana, încearcă să dormi. Altfel o să te trezești prea târziu mâine. Hai, noapte bună. Vreau să știu amănunte. Cum se simte domnul Tudor? Arată rău? E palid? E conștient? Gata, nu mai pune atâtea întrebări. Dar vreau să știu cum se simte. Se simte mai bine. O să se întoarcă acasă. Slavă Domnului! Da. O să fie bine, o să fie ca înainte. Și? Și? Și ce? Numai atât am spui? Ioara, ce să-ți mai spun? Tudor se simte bine, o să se facă bine. Ce vrei să-ți mai spun? Vreau să știu ce față a făcut când a aflat că ești însărcinată. Păi ne-am spus. Nu i-ai spus? Nu, încă nu i-am spus. De ce? Pentru că e o veste importantă și pentru că vreau să iau acasă, când suntem toți împreună, nu pe patul de spital. Înțelegi? Da, dar nu înțeleg cum poți să păstrezi așa un secret.
Na, nici eu nu știu. Dacă zici tu că așa e mai bine... Păi... Da, așa cred. Bine. Ioara? Hmm? Tu cum te mai simți? Mult mai bine. M-am gândit că decât să sufăr după nesimțitul ăsta de Anton, mai bine îmi schimb totalmente viața. De mâine se va naște o nouă Mioara. Nu știu ce să zic. Am avut. Nu, dar eu am recomandat și să împușcă porți, sigur, în favoarea euro. Reputatul procuror Angela Istrate a dispărut în urmă cu 24 de ore. Polițiștii scotocesc neîncetat orașul și împrejurimile în căutarea ei. Oamenii legii nu au până în acest moment vreun indiciu despre locul în care se află sau despre cauzele dispariției tinerei procuroare. Vă reamintim că Angela Istrate a devenit cunoscută publicului după ce, în urmă cu 2 ani, a reușit să obțină condamnarea la ani grei de închisoare a capilor celei mai mari rețele de trafic de persoane din București. Alo? Bună, Cati. Nu dormeam. Vreau să te sun mâine să îți dau vestea. Da, Tudor, e mult mai bine. Sunt sigură că o să se recupereze foarte repede. Da, suntem cu toții fericiți. Îmi dai seama. Cati, tu ai aflat de dispariția Angelei? Da, chiar acum e la știri. Bine, te las să te uiți. Vorbim mâine. Pa, noapte bună. Accidentul s-a petrecut între Brașov și... Ai înțeles ce s-a spus, da? Da, da, da. Să nu te aud că îi dai vreo veste proastă, domnule avocat, că... Nu spun nimic, asta e liniștită. Și mai ales nu trebuie să afle că șeful Paze a fost omorât. Să sigura. Da, Cati, nu scot o vorbă. Chiar așa de tâmpit, mă crezi? Și mai ales să nu afle că Narcisa e gravidă. Te rog. Mai ceva să-mi transmiți? Nu, asta e tot. Dumnezeule, Sergiu! Doamne, lăsați-ne să ne facem misterie, vă rog. Stați puțin, ce s-a întâmplat? Cum? A fost împușcat. A fost găsit în stare de inconștiență de cineva la marginea unui drum. Dumnezeu. Și ne-a anunțat de urgență. Dumnezeule, Sergiu, ce-i cu tine? Manuela. Ce-i cu Manuela? Doamne, ne grăbim. Lăsați-ne să trecem, vă rugăm. Domnule comisar, sunt disperată. Ne-am vă rog să vă calmați. Nu pot să mă calmez. Mi-e teamă să nu se întâmple o nenorocire. Timpul Doamne, trece eu, și nu se află. Vă înțeleg îngrijorarea, dar nu credeți că era mai bine dacă ne-ați fi sunat din primul moment? Da, dar eu... E ceva ce mi-ascundeți? Nu vă ascund nimic, Doamne ferește.
Dar nu înțelegeți prin ce am trecut. Cristian mi-a pus pistolul la tâmplă și s-a prefăcut că trage. Am crezut că o să vă omoare, eram în stare de șoc. Calmați-vă, vă rog frumos să vă calmați. Vă înțeleg, dar era mai bine dacă ați fi sunat de la început. Sergiu mi-a spus să nu vă sun. Sergiu, cine-i Sergiu? Sergiu Stoica, fostul soț al Manuelei. Ați spus că Popescu e fostul soț. Cristian Popescu este primul soț al Manuelei. Sergiu este cel de-al doilea soț al Manuelei pe care ea l-a părăsit pentru Emil, care este fiul lui Sergiu. De fapt, ea la început și la început a fost cu Emil, pe urmă a fost cu Sergiu și până la sfârșit s-a întors tot la Emil. Și de fapt pe Cristian l-a părăsit tot pentru Emil, înțelegeți? Puteți să terminați, că mi-ați făcut capul vraiște cu toată povestea asta. Deci, spuneți-mi, vă rog, ce rol are Sergiu în istoria cu răpirea? Sergiu îl urmărea pe Cristian și mi-a spus să nu sun la poliție, că nu cumva să afle Cristian și să se întâmple ceva rău, înțelegeți? Și eu nu am sunat. Aha. Și mai departe ce a făcut? Cine? Sergiu, păi de unde să știu ce a făcut? Că eu am pierdut legătura cu Sergiu, înțelegeți? Aha. Domnule comisar, vă rog, mi este teamă pentru prietena mea, pentru domnișoara procuror. Dacă le ține ostatice, e capabil de orice. Cine știe ce are de gând să facă cu ele? Și acum îl ține ostatic și pe Sergiu. Vai de mine! Cum de nu mi-am dat seama? De asta Sergiu nu mai răspunde la telefon. Agent Dumitru, vreau să organizez o operațiune de căutare. E foarte urgent. Trebuie să-l găsim pe Sergiu Stoica. Avem mobilul lui, da? Vreau să încerc să-i localizez mobilul. Imediat ce adun toți oamenii, vii aici în birou. Domnule comisar, vă rog. Calmați-vă. Manuela este însărcinată. Vă rog să o găsiți înainte să-i se întâmple ceva rău. O să facem tot ce e posibil. Nu uitați că Popescu ține ostatic și un om de-al nostru. Doamne, dacă îi se întâmplă ceva rău Manuelei, n-o să-mi iert nicio fața. Vă faceți griji, domnule avocat. Cum să nu vă griji, că te trebuie. Vă rog, ce faceți? Nu trebuie să vă ridicați. Să ajut, domnule. Dar domnul Preda de-abia și-a revenit. Nu crezi că ar trebui să stea în pas, să se refacă? Ah, da. Unde este Sergiu? Domnule, vă rog frumos, nu trebuie să vă ridicați. Cati, n-am nimic. Dar de ce nu vreți să înțelegeți? Dați voie să vă ridicați din pat. Cati, sunt nebună, asta e liniștită. Domnule, vă rog eu mult de tot. Trebuie să-l găsesc pe Cristian. Petru, ajută-mă. Păi eu... Petru, te dau afară din firmă dacă nu mă ajut. Cristian nu poate să facă ce vrea. Dar nu credeți că e mai bine dacă chemăm poliția? Dacă chemăm poliția? Da. Cristian și-a bătut joc de poliție de fiecare dată. Acum că o are pe Angela și pe Manuela o să facă la fel. Domnule, vă rog eu mult, dar tu ai să stai. Cati, nu mai ruga nimic. Trebuie să-l găsesc pe Sergiu unde e. Gata. Aproape că am terminat. Să știți că ați avut mare noroc. Glonțul era să vă perforeze stomacul. Mâine o să vă simțiți mai bine, ia să vedeți. Aveți acolo un buton? Dacă aveți nevoie de ceva, mă chemați, da? De ce ați ieșit din camera dumneavoastră? Vă rog foarte mult să intrați în cameră, vă rog foarte mult. Nu știu cum ați putut să vă ridicați așa. Trebuie să vorbesc cu Sergiu neapărat. Vă rog mult de tot, duceți-vă înapoi. N-aveți voie să umblați așa pe hol. Domnule Jura, deja sunt aici. Ce mai contează? Într-un minut am terminat, vă rog. Bine, un singur minut, da? Mulțumesc. Bine. Apoi îmi promiteți că mergeți înapoi, da? Bine. Bine. Domnule Preda, dumneavoastră, ce faceți aici? Nu mai contează. Ce s-a întâmplat? M-am pus ca nenorocitul acum. Am auzit și cum... Vreau să o fac pe erou și au ieșit toate pe dos. După ce m-am pușcat, Cristina a crezut că am murit și a vrut să mă îngroape, dar... Am încercat să fug cu mașina, mi-a fost teamă că nu reușesc și am tot... Atunci am luat la fugă.
Mai departe nu mai știu, cred că am leșinat. Oricum cineva m-a găsit pe marginea drumului și... Manuela e la Cristian. Ține-o în state că trebuie să facem ceva. Te mai agită. O să omoare. Ascultă-mă, Sergiu, îl cunosc, nu o să omoare. Am vrut să salvez. Știu, ce ai făcut-o a fost un gest foarte frumos. Ai niște informații de care noi avem nevoie acum. Trebuie să ne spui unde este Cristian. Nu mi-amintesc. Sergiu, gândește-te. Ești singurul care știe unde este Cristian, trebuie să ne spui. Hai, încearcă să-ți amintești. Nu mi-amintesc. Bunica punea mai mult gel. Da, dacă putea, bunica punea un borcan întreg, știu. Dar unde e bunica? De ce nu e acasă? Să știi că felia mea de pâine duce dorul. Mama aia e plecată la țară, trebuie să aibă grijă de cineva. Hai, Ștefan, te mai uita la felia aia, mănâncă. Unde o fi Mioara? De ce nu mai vine? Narcisa, nu crezi că Mioara se poartă cam ciudat? După nuntă, parcă nu mai e ea. Da, știu. Cred că e bine la Anton. Mie nu-mi place de el. Mioara trebuie să-și găsească pe altcineva. Oh, sărac Anton. Dar ce zic eu, săracul? Până la urmă și-a făcut-o cu mâna lui. Mioara merită un iubit mai bun. Da, nu știu ce să zic. În fine, unde o fi Mioara? Trebuia să fie, știa foarte bine că o trebuia să ajung la Tudor și uite și tu. M-am întors! În sfârșit. Dar ce schimbare, Mioara! Wow, aproape când te-a recunoscut! Poate că Mioara și-a găsit un nou iubit. Nu e vorba de un nou iubit. De acum încolo, vă rog să nu mai strigați Mioara, da? De cum? Să-mi spuneți Mio, da? E mai cool, nu? Nu e mai trendy? Ce ziceți? Mio. Mio. Ce vă colbați așa la mine? Ce, n-am voie și eu să mă schimb, să arăt și eu mai bine, mai frumoasă? Mioara. Ești foarte frumoasă. Pardon, Mio. Știu că sunt. Trebuia să îmi spui la un moment dat. Da. Bine, și hai, că acum o să mă duc. Pardon, scuză-mă. O să mă duc la Tudor, că tu ai întârziat. Hai. Pa. Ce vă mirați așa? Nu vă mai holbați. Mâncați, băgați la ghiozdan. Cine vorbești? Parcă spuneți să nu-i dăm vești proaste domnului Tudor. M-a luat gura pe dinainte. Ce era să fac? Am scăpat și eu o veste, două, dar n-a fost cu intenție. Ce vorbe și Cati? L-a informat la zi despre toate nenorocirile care s-au întâmplat aici la birou. Și ce? Ce vrei? Păi cum ce vreau? M-ai bătut la cap o oră ca să nu-i povestesc nimic și să nu suflă o vorbă. Vezi? Asta e problema ta. Nu știi când trebuie să taci și când să vorbești. Nu știi pe ce lume ești. Ce ai spus joc de mine? Tu mi-ai spus să nu-i povestesc nimic ca să nu-l supăr și când colo i-ai povestit tu tot. Și dacă cum să nu-i povestesc? Sunt secretara lui, trebuie să-l informez, nu? Dar puteai să mai aștepți, abia ieși din comă. Dacă m-a întrebat ce se mai întâmplă pe la birou, ce era să fac, să-l mint? Nu pot, e șeful meu, nu? Vreau să zici tu ce vrei, dar eu cred că nu ai făcut bine. E posibil. În fine. Ce zici? Crezi că ar trebui să o chemăm pe vrăjitoarea aia să purifice birou? Cred că ar fi bine. Mă duc să iau niște lămâi? Nu trebuie. Le aduce ea că sunt incluse în preț. Bună ziua. Biroul de avocatură Breda și asociații, da. Cati, eu sunt. Ce, ai surprinsă că te-am sunat? Da, sunt. Adică nu. Nu. Nu primesc zilnic telefoane de la deținuți și... Te rog să mă ierți, Emil. Nu știu pe ce lume sunt... Sunt cam necioplită și... Nu-i nimic, stai liniștită. Știu că n-ai făcut-o intenționat. Dar ce s-a întâmplat, Emil? Alte necazuri? Nu. Vreau să știu ce face... Tudor mi-a spus că o să fie avocatul meu și nu mai...
Cum adică alte necazuri? Ce s-a mai întâmplat? Vai de mine, am uitat că tu nu știi nimic. Ce să știam? O luăm de la capăt. Păi, s-au întâmplat lucruri nu tocmai plăcute. Hai, Cati, zi-mi o dată, nu mai rog pe acolo, te zi-mi ce s-a întâmplat. Nu prea știu cum să... Domnul Tudor a fost în comă. În comă? Da, acum e bine, nu, e bine acum, dar e alta problema. E tatăl tău care... Ce e cu tata? L-am pușcat Cristian. E mai ceva ca la știri. Adică... Cum se simte? Cum adică l-am pușcat? Nu stai liniștit, acum e bine, da. Mai e ceva. Cristian o ține o statică pe Manuela. Cristian nu mai rezistă. Rezistă. Trebuie să mă vadă un medic, te rog. Hai, nu mai exagere și tu. Hai, nu-i așa, rog. Uite, dă-mi ce stare, imbecilule! Are nevoie de un doctor, tu nu vezi? Ce te faci, mă? Te pricepi la gravide? Habar n-ai. Asta-i soarta gravidelor, să sufere. După aia, într-un final glorios o să nască și suferința o să o transmită copiilor. Cristian, iartă-mă. Târziu, fetițo. Niciodată nu e prea târziu. Știu că am greșit în fața ta. Și știu că merit să fiu pedepsită pentru greșelile mele. Dar nu și copilul meu, el n-are nicio vină. Dar copilul nostru, Manuela, el n-a plătit pentru greșelile noastre. N-a plătit pentru greșelile tale. Îți aduce minte când ai pierdut? Cristian, eu te-am iubit. Minți. Ba da. Minți. Ba da, te-am iubit. Ți-am fost soție. Vrei să fugi de acasă, de la părinții tăi. Nu m-ai iubit. Nu m-a iubit nimeni. Nici măcar ei nu m-au iubit. Se zice că ce ți-ai scris în frunte, ți-ai pus. Dacă ar fi fost așa, eu aș trebui să fiu probabil un pușcăriaș, un nenorocit, o lepră. Poate nici n-ar fi trebuit să fiu. Dar m-am luptat. Pentru că am vrut să fiu mai bun decât nenorocitul ăla. Am vrut să fiu mai bun și decât ea. Care m-a părăsit. Femeie de... N-am putut suporta loviturile nici măcar pentru mine. Și a plecat și m-a lăsat singur. Trei ani nu au rămas decât amintirile. Și alea dureau mai tare și decât loviturile. Atunci nu eram așa puternic cum sunt acum. Eram un puști. Și tata era un monstru. Iar eu eram victima perfectă. Nu puteam să mă apăr. Dădea mine ca într-un sac de box, lovitură după lovitură. Iar eu nu spuneam nimic. Mă dureau coastele, mă durea pieptul, mă dureau mâinile, dar nu ziceam nimic. Am hotărât să-i pedepsesc pe tata, care nu merita nici măcar ura mea, pe mama, care nu merita lacrimile mele. Așa am pedepsit, trăind, supraviețuind. De-aia m-am făcut avocat, vreau să fac dreptate. Și am ajuns cel mai bun avocat în București. Dreptate. Mi-am promis că nu o să mai las pe nimeni să mă rănească. Niciodată. Că nu o să mai las pe nimeni să mă îngenocheze. Oamenii ai mi-ar fi dat viața. Dar tot ce am realizat, tot ceea ce sunt eu acum, sunt datorită mie. Asta explică multe. Înțelegi, Manuela? Înțelegi de ce n-am vrut copii? Nu mi-ai spus niciodată tot asta. Înțelegi de ce mai bine ca fudul ăsta al tău să nu se nască? De ce să sufere? Tasul e un criminal. Când ești de la el, are soartă pe ce uite deja. Nu e adevărat. E adevărat, Manuela. M-am luptat ca un dobitoc să-mi înving destinul. De ce să sufer? E mai bine dacă nu se naște. E mai bine și dacă Ștefan nu se naște.
vorbi așa, Cristian. Ștefan e copilul tău. Poate că ar fi bine să mergi la un specialist. Poate că te-ar putea ajuta. Da, are dreptate, Cristian. Ascultă-mă. Da, stai pe mine, nu te băga! Da, așa e. Așa e, nu te băga. Problemele astea sunt între mine și Cristian. N-am nicio problemă. Ba, da, nu, nu, sigur că n-ai. Dar dacă mă dezlegi, poate aș... N-am nicio problemă! Rom puternic. Mai copile, nu mai alerga ca un bezmetic, să nu cumva să te împiedici să ajungi tu la spital. Deschid eu. Salut. Salut. Ce, nu ești la școală? O caut pe Mioara. Mioara, te caută cineva. Sunt română. Am auzit. Ce faci, regina mea? Te rog, spune individului din fața ta că nu am de gând să-l primesc. Mioara zice că n-are de gând să te primesc. Spune-i, te rog, doamnei, că am ceva foarte important să-i comunic. Spune așa, am făcut rost de adresa fetei de la hotel și putem discuta. Putem să... Wow, că n-am memorie de telefon. Anton zice că a făcut rost de niște informații cu o fată la hotel sau cam așa ceva. Mioara, nu mai fi și tu așa supărată. Da. Ce-a făcut Anton e așa urât. Ce-a făcut mătușa e urât. Nu decizi cine ce-a făcut, dar nu te bași tu între oamenii mari. Voi m-ați băgat. Bine, atunci spune individului din fața ta să nu mai pună piciorul în casa asta, că chem poliția! Vezi? M-a lăsat baltă. M-a supărat. Sunt supărat. Și e supărată pe tine. Trebuia să-i spui că îi stă bine părul său. Fii atent. Lasă-mă numai 5 minute să mă gând în camera ei, să o combin, da? Să-i spun. 5 minute, bine. Da? Te cronometrez? Da, da. Da. Nu. În seara asta n-am niciun program. Sunt liberă, da. Vai, dar nu e nevoie să-mi spui de atâtea ori că sunt frumoasă. Da, am înțeles din prima. Bine, accept să mergem la restaurantul acela elegant de care spui tu. Da, și te las să plătești. Doar ești contabil, administrezi averea Narcisei. Dar nu mă interesează banii. Nu. Eu vreau să am lângă mine un bărbat onest, fidel, iar tu mi-oferi toate astea. Da. Bine, ne vedem mai târziu. Da, te sărut. Mami, Orico, mă, ce tot bărbași ești tu acolo, că nu înțeleg nimica? Nu vreau nimic, mamaie, cu tine. E o simulare. Ce simulare? Mioară, ai dat-o pe coarda Razachiei. Te-ai pilit. Nu, e o strategie, dragă. Ce are LGE? Ce te nu spun eu bine? Te-ai luat după urmele lui Anton. Ai pupat sticla. Îmi pun și eu mintea la contribuție ca femeile. Am inventat ceva. Et, nu mi-ajunge nebună. Mă mai pricopsă și cu tine. Ce nu înțelegi, mamaie? Am vrut așa să fac o discuție din asta, să inventez ceva, să-l fac gelos pe Anton. Să-l fac să sufere, așa cum a făcut și el pe mine să sufăr în ziua anului. Ce n-ai înțeles? Mă, fată, mă, ți-ai băut mințile. Pune o mână de ovăz și-o fierbe și bea-o pe burta goală. Bea-le tu! Uite ce, și pe mine să nu mă mai amestecați în toate tărășenile voastre, că numai că mă gândesc la Eliza și mi se strepezește dință. Hai, lasă-mă în pace. Dar ce? Păi că... ce miros așa? Aoleu! Te plezni călcarea! Uite, vezi, fii atentă că miroasa a pârlit. Vă rog frumos, nu v-a cerut nimeni ajutorul, da? N-am nevoie de părerea dumneavoastră, haideți. Vai de mine, păi fii atentă! Fii atentă că ți-ar țoali limuiere! Nu mai tratați ca pe neputincioasă. Dacă am fost în stare să scot laptele dintr-o vacă, atunci sunt în stare să... Ai scos lapte dintr-o vacă? Dar ce-i fântână? Vaca să mulge, cocoană? Mă rog, oricum pot să am grijă de hainele mele, da? Eu nu zic că nu-i putea. Dar ședeam și mă gândeam și așa, că, pardon de impresie, că am putea pământul suma tale. Hai, duceți-vă de aici, că nu știu ce vă... De ce?
Ia uite la ea, ea nu mai dau ochii peste cap. Adică să pun eu mâna să-ți calc alea. Și pe urmă să-mi scoți mie ochii că ți le-am pornit. Sincer, nu mă simt bine, nu mă simt bine deloc. Da, așa sunt și vulpea. Vezi de altul. Credeți că v-aș cere ajutorul dacă nu m-ar durea, am nevoie de ajutor? Aolo, te-o fi durând de adevărat, de ea. Ia, unde te doare? Aici. Acilea? Acilea, ei, păi hai, hai, ia și... Suie-te-n pat, hai, hai. Pune și ticerile, uite așa, așa, astea. Oh, ce durere am. Să scot. Ia stai, ia stai. Ia, scoală acele. Uite așa, ia. Așa, ia stai acele. Ia vezi, trage aer în piept, în coșul pieptului, trage până în fundul bojocilor, uite așa. Stai, bre, că nu nasc. Am doar niște dureri abdominale. Ascultă-mă pe mine. Fă așa și ți ia cu mâna. Uneori mă gândesc la moarte. Se apropie. Mi-e teamă de momentul în care o să mă întâlnesc cu sora mea, cu Anastasia. O să-mi facă reproșuri. Am greșit foarte mult față de ele. Uite ce e. De cât te-ai spovedit la mine, mai bine roagă-te lui Dumnezeu să te ierte, că azi mâine dai nas în nas cu ele. Dar e prea târziu. Le-am făcut mult rău celor dragi, am fost foarte rea. Nu știu de ce am fost așa de rea, jur că nu știu. Poate pentru că aveam nevoie de iubirea lor. Și știi, bunico, pe mine nu m-a iubit nimeni. Mama mea a trăit în umbra tatălui meu, tata a trăit pentru aventurile lui. Eu am fost mereu singură. Iată, așa facem, maică. Așa facem toți. Dăm vina unii pe alții. Și nu ne gândim să căutăm urma răului înăuntru nostru. Și eu sunt vinovată, maică. Pentru fetișoara mea. Că am adus-o pe lume fără să o întreb dacă vrea și ea să vie. Toți ne repezim să facem copii, că așa-i datină. Și când ne întreabă cineva, ce i-am dat când l-am adus pe lume? Noi zicem viața, da, dar dacă te gândești bine, le dăm moartea, maică. Așa e toți părinți. Nu e zâstă părinte fără greșeală, că n-are cine să ne învețe cum să ne creștem copii. Fiecare face cum poate, cum îl taie capul. Și de-aia zic eu că e mai bine să te gândești de două ori, dacă nu mai mult. Când e să faci copii. Așa e, maică. Și părinții și copiii trebuie să gândească. Asta-i datul. Ce să-i faci? Eh, gata cu vorbăria. Hai, odinește-te. Vă rog să vă liniștiți, să știți că pacientul a... Pacientul era în grija dumneavoastră. Nu putea să plece așa de nebun. Sunteți irresponsabili. Vă rog, calmați-vă. Nu vreau să mă calmez. O să mi se facă rău dacă nu-l găsesc pe Tudor. Și dacă pățește ceva, o să mor. Locul ăsta e foarte încărcat. Simt foarte multă energie negativă. Dar ce miroase așa? Ce, nu folosești lămâi? Ba da. Numai lămâile n-ajung. Păi și ce ai mai adus? Usturoi. Usturoi mult mai puternic. Și ajung lămâile și usturoiul? Adevărul e că nu se știe niciodată. Se poate. La câte s-au petrecut aici în ultimul timp, ce se mai poate întâmpla? Ce e? Văd. Văd întunericul care o să învăluie totul. Nu se poate.
Și suferință. Multă suferință. Doamne Dumnezeule. Și moarte. Vai de mine. Se înfunde, Cristian. De data asta o să se înfunde. Ce? Cum te simți, tată? Emil? Nu înțeleg. Tu... Mi-au dat o învoiere specială ca să vin să te văd. Te-au lăsat să ieși din penitenciar? Da. Cum m-ai aflat? Mi-a spus Cati. Te-ai speriat, ți-ai făcut griji pentru mine. Normal. Normal că mi-a făcut griji. Ești tatăl meu. Lasă, o să trec. O să mă fac bine. Te rog să-mi spui unde o ține Cristian pe Manuela. Ce vrei să faci? Ai încredere în mine. Emil, ai grijă. Tudor mi-a spus că dacă poliția află și intervine, e riscant. Cristian o să nebunească și mai mult și o să facă și mai mult rău. Ai grijă. Nu pentru poliție te întreb. Pe mine mă interesează. Ajută-mă puțin, așa. Mulțumesc. Ce vrei să faci? Tată! Tată, ce-i cu tine? Tată, uite-te la mine! Tată! Credeam! Tată! Tată! Moare, moare! Emil, ai nebunit! Stai liniștit! Nu mă interesează acum, mai fac încă 20-25 de ani de pușcărie! Nu mai am nimic de pierdut! Dar voi doi vă cunoașteți, se pare, nu-i așa? Spa, spa, până dincolo de noi.
în junglă. Aici primești cât să-ți ajungă. Student în primul an, sperai că o să-ți găsești de muncă. Nu tot ce zboară se mănâncă, nu încă. Și uite cum se schimbă bugii în pantalon la dungă. Orașul e în picioare, motivul știm cu toți, acum toate sunt legale. Aici ispita umblă coală, să moară business, vorba asta e capitală. Nimic nu e ce crezi, ai grijă cu cine umbli ca să nu te accidentezi. Și când ai realizat tot ce ai venit să realizezi, șampania să curgă.